Yo, îmi modelez furia, îmi antrenez becia, îmi modelez furia, nu fac citesc liturgia. Bă, hai că am început și live stream-ul. Sper că se trimit notificările astea. Stați un pic că am tras eu cu mouse-ul de fereastra asta de la joc. Hai să-i dau play la asta cu motoscris, să-mi am umplut rezoluție că m-am jucat aiurea. Audio display graphics. Și să o pun la loc atâta că joc Windows, am bloc pe ecran. Îți dau acum apply. Se vede mai bine acum? Sper că da. Ia să o schimb din nou că văd aici că am niște dungi negri și nu-i bine. Așa, hai să o măresc. Așa, îi dau enter și acum o dau la loc. Acum cred că e bine, da. Extra de mouse mai așa. Bun. Setăm start. Bun. Hai să o salut și pe voi aici. Salut canalul de la A la Z. Nu, nu te mai știu. Salut Ipăsădarii, Andrei Luca, Ciupaca, Mario, Alex, Sexy Kent, Zvan Z, The Channel. Bine ați venit pe live. Hai să vedem câți ne strângem astăzi, suntem suflete. Sunt cam obosit că abia m-am trezit. Bun. Aici cu Johnny al nostru, cu rockerul nostru preferat. Ia-o, mai ia asta aici, stați. Hai că dezactivez muzica că... Mi-am luat copyright pe live-ul trecut. Am mult copyright mi-am luat. Nu mai luăm copyright acum. Hai mă, nu mai e nicio stripăriță pe aici. Dar e ciudat rău felul în care aleargă ăsta. Deci care căca la cur, mâncați și... Cine a primit un 300 secunde? A, hai că l-a ars. Mai dă-i, mai dă-i, fă-i manevra. Bogdane, dă-i așa, câte 300 secunde de 1000 de ori până se învață minte. Vreți numărul Nelly Kent? Bă, dacă erau vreuna să fie arătat mai bine, mai ziceam, dar... Are știțe lăsate, Nelly Kent, nu-mi place. Te fute cu trei negri deodată, nu-i ce trebuie, nu-mi place. Ce fac cu numărul ei? Asta vorbește la telefon cu mătuși cât e nebun. Ce să fac, mă, uite pe jocul ăsta aici. Bizon, nu, nu joc Sam. Da, și-am schimbat și o alertă de donații. Da, că vrea că vreau să-mi dea un euro, se audă altfel acum. N-am mai băgat sunetul ăla tare să mă cac pe mine când vine. A lăsat al sunet. Dove, m-ai făcut să mă apuc de, și eu de DLC-ul ăsta. Bun, și? Îți place? Merge Far Cry 4 pe 4GB RAM și Windows 10? Cred că-ți merge, dar se dai graficile mai mici. Îl are pe Insta. A, da, bravo ei. Hai să luăm un cremuști. Dă un cremuști în coace. Cum te cheamă pe Bizon? Nu joc Sam. Ce joacă Juventus în seara asta? Să joace, ce să le zic. Nu ți-e ce dracul au făcut pe motoscritul ăsta Achilles. Probabil că nu putea, n-aveau texturi necesare să facă oameni pletoși. Crezi care vai dau cu shotgun-ul în cap. Îți mișto DLC-urile astea oricum. Opa. Mă, ce am speriat pe ăștia cu motorul. Văd, e plin de tăștia cu crevul și pe aici văd. Sunt plecat până la 1:30. Unde pleci? Eu am jucat cu Gay Tony.
Pe ăla nu l-am jucat. La ăla trebuie să dau skip la cutscene, că e un cutscene în care apare unul sus la goală și n-am nevoie de ceva pe YouTube. Standul de hot dog, da, standul de câine fierbinte. Cum dracu mă să zici la un crembuș în pâine câine fierbinte? What the fuck, e prea să ofer și canibalism în același timp. O treabă mare, o treabă mică. Nu, nu mă mai tund, ia. Pipe bombs to blow up vanurile celor din Angel of Death, ok. Am un pipe bomb pregătit. Stai mă, cum vine mă asta? Deci o să aici trebuie să traversez podul. Hai să-mi dau un waypoint. Bine, devenit tovarăș Denis Infinit. Bine cum am bușit de ăla. Oh, exact. Salut, welcome, salut, salut, bine ați venit pe live stream. Te-am mai aproape asta? Hai că merg la asta, este gata. Futu-n pumla. Legalizați prostituție, la... Și așa avem o grămadă de curve masculine în țara asta, și pe YouTube, și pe stradă, peste tot. Hai să dau mai încet acum ca să mă ușu. Atât. Acu, hai pa, hai, du-te la dracu, o am și pe aia. Da, e că n-am dat bine. Tu zguram, băi. Zicea că le aruncă mai tare, dar nu le aruncă ca în GTA 5. Hey, deep pussies. Mai am două. Hai, facem stânga. Da, mă, mai joc CS 1.6, stai liniștit. Și 1.6 și Source. Adevăratele CS-uri. Doare măseaua? Hai că-mi cădeam auzul. Stai că ți-o scot eu acum. Bazooka șala. Am băgat mai multe melodii. Ia răbdare că... O să treacă așa melodiile. Răbdare numai. Atras careva.
A, uite, pe aici ai drumul către misiunea finală din Classic Story. Nu înțeleg. De ce nu o arunc? O dropează așa în față? Hai să încerc să mă bag în fața lui și să o dropez. Na. De ce nu aruncă, frate, ca pe GTA 5? Nu înțeleg. Un ban l-am muncit, știu, te înțeleg perfect. Hai să omor pe ăștia de acolo. Am murit. L-am dat și pe fail. N-ai arme, ba da. Dar trebuie să le distrug cu pipe bomburile aia. Și nu se lipesc efectiv. Aici ia taxiul până la băia și le arunc eu așa. Nu pot să mă urcă la aia. Nu pot. Piesa asta pe fundal e acum Paranoia. Ador ca ținurile astea că sunt putute ca o curbă. Nu, nu mai am ce se go. Totu-i verde, zici că noi lucrăm la Greenpeace. Auci. Pe mătură. Nu! Mă sinucid. Hai că nu m-a sinucis încă. Stai că mă omor acum. Da. Să mă piși pe... No, fucker, mă... Deci nu înțeleg. Poate s-o tâmpit. Dacă folosesc spy bomb, nu se lipește în mașină. Uite, așa o aruncă. Dar se lipește, nu se lipește. Stai că m-am prins de figură. O arunc în ușa la ei, că deschid aia ușile. Sunt și o tâmpit. Deci un motor. E aproape? Nu prea. Alea să traversăm podul ăsta. Râdeți voi, râdeți de mine. Dar eu nu râd. Nu mă știu cum este, li se deschid ușile.
intra game bine. Și o trebuie să le arunc aia când se deschid ușile. Întrebarea mea e cum mai cobor. Ia mai pe aici? Nu prea. Dacă încerc pe partea asta, parcă văsem pe acolo, dar de cum vorbim. Salut, Ove, salut! Pe sub poadă ăștia, pe unde dracu' ies? Iron Weasel, da, nevăstui ca rog. Pe scenă, viața-i vie. Acum s-au suit sau sunt sub pod? Că nu dau, cred că sunt sub pod. Uite-i. Deschid ăștia ușile. Stai că mă bubui singur. Da. Stai mă că e pie bomb, nu sticky bomb. Dacă le-am încurcat cu sticky bombu, că sunt și eu extrem deștept. Tragem degetul, adulmecă din greu. Păi și cum pete și îi bubui eu pe ăștia dacă... Stai, că știi ce fac? Îmi pun șoferul până la urmă. Dă shotgun-ul, așa. Le-am pus șoferi și după aia arunc cu grenada. Pune în fața lor. Nu se pune că ăștia virează, nu stau. Le omor șoferi. Dar mă aștept să deschidă și ăștia ușa. Să tragă în mine, n-au tras. Ce-am făcut? Am sărit peste pod. De capul meu ce-am făcut. Pro Biker 2019, da. Hai că bubuiești. Hai mă, bubuie. Așa, măcar atât. Să fac rost de o mașină acum, că n-am. De-n partea aia bine mașini. O, ce faci mă, ATV? No, GTA-urile astea 45 le fac pe bune fără salvări sau alte beteșiguri. Beteșig e ceva gen drag sau ceva genul necaz de la cel mai mare. Parte leniește. Stai mă, eu voiam să spar geamul ăsta.
Așa. Intră mai ușor acum. Am terminat Call of Duty 1 și 2, bravo. Pe Steam, da, dar cred că totdeauna e gratis. Orice joc piratat e gratis. Doar că vrei tu să ți-l cumperi apoi ca să ai multiplayer-ul. Ce faci? Ce să fac, mă? Uite... Bă, jocul ăsta aici. Încerc și eu să îl termin cu live-ul ăsta. Bucureștean din Ardeal, da. Bă, mă uit, cred că mă uitat prea mult la Codrin. Care mai aproape stânga. O dăm pe aici. Ce al Windows 7 sau 10? Păi Windows 7 am, deci presupun că Windows 7 prefer, nu? Ce zici? Uite, asta numesc o parcare laterală adevărată. Hai mă, dă bomba, așa. Fumezi? Nu, nu fumezi. Nu fumezi, nu mă droghez, nu mă fut în gură, cum fac alții. Nu bat apropo la nimeni, dar... Cine știe, poate aveți și propuneri pe aici prin chat. Tot ce e posibil. Da, am și aruncat-o. Nu. Mă cac în el de paia, mă burcă de căcat. Să-mi bat pula dacă vă mint. Hai. Nici acum. Te spai bomburile alea, ești de căcat. Nu folosiți spai bomburi, mai bine vă luați RPG-uri. Nu știu de unde l-am, dar bine că l-am. M-a deconectat Google de pe contul de YouTube. Is this la revedere de la cont? Cine știe? Stai să țin așa ce zi eu ăsta. Nico Bellic e un criminal în GTA 5. Doar să dau niște zvonuri despre el că face multe prostii în Liberty City. De exemplu, la un moment dat e o perioadă în care îl caută fiul lui Michael. Vezi acolo pe net că îl caută. Altădată îl găsești pe Pechi când jefuiești un magazin și zice: mai aveam eu un prieten care face jafuri în Liberty City, dar nu știu dacă mai trăiește. Și altădată zici o dată de el și ăla, Lester. Încă, nu, eu dacă în 2020 pică Windows 7, o să-l mai folosesc în ani de zile, pentru că cât timp rulează Steam, o să-l folosesc. Oricum, nu toată lumea are Windows 10 și mi s-ar părea o tâmpenie să scoți accesibilitatea lui Windows 7 pe Windows, pe Steam. Ar fi de căcat așa. Eu cel mult o să migrez pe Windows 8.1. De ce? Că nu-mi place 10-le, are interfața diferită, chestiile diferite acolo și nu prea le știu. I-am distrus pe toți, gata. I-am rupt și pe aia. Pe aia nu i-am rupt.
Hai că am pus ca și un civil. Ia zi. Jonathan. La anul o să țin 20 că 7 nu va mai avea update. Și nu va putea fi și vei putea fi hackuit. Mă, oricine poate să te hackuiască indiferent că ai Windows 10 sau 7 sau XP, nu contează. Un hacker te hackuiește și dacă ai mama securității. În al doilea rând, update-uri oricum nu făceam la Windows 7 pentru că l-am piratat. Înțelegi? Eu oricum nu făceam update-uri la Windows 100. Când nu o să mai ruleze jocurile pe el, nu o să mai fie suportate. De exemplu, apare GTA 6, nu merge pe Windows 7. Apare un nou Counter-Strike și nu merge pe Windows 7. Apare ceva nou și nu merge pe Windows 7. Cel mult o să mă pun pe Windows 8. Ăștia acum vor să facă să fie un singur sistem de operare, Windows 10-le, pe toate dispozitivele. Care mai aproape ea? Elizabeth. Hai la Jimmy. Oricum Windows 10 de căcat că își face update-uri peste noapte. După mine Windows-ul piratat e mai bun ca ăla cumpărat. Că nu te fute la cap să-ți faci update-uri. Singurul lucru bun la Windows original cred că e atunci când iei să-și dea aia să-și refacă fișierele distruse, gen că a picat toată curentul și, nu știu, chestii de genul. Aia, da, aia merge pe Windows original. Da, după mine, piratat, e destul de bun. Ocazional, Andrei, ocazional. Am eu Windows 1.1 și seamănă cât de cât cu șaptele. Mi-a dat not responding. Futu-ți gura, mătii de joc. Control al delete. Așa. Repornesc acum. Bă, vezi, tu știi că sunt multe procesoare mai nou și dacă îți faci nu poți să mai folosești Windows 7 că nu suportă cu Windows 10. Procesorul meu din 2013, n-am treabă. Da, bă, există Windows 8 atunci, n-are treabă că nu suportă Windows 10-le. Sau că nu o să mai suporte. Update-uri, n-am ce update-uri la procesor să fac, n-am treabă cu asta. Salut, salut, nu mai spamam. E pula, dacă... Da, dacă ții un procesor de ăsta, ultima generație a apărut acum peste noapte, da, automat ăla o să... Nu o să meargă foarte bine, nu o să ți-l ducă la maxim. Dar cum de procesorul meu este model 2013, atunci s-a lansat. N-am niciun driver pe el, n-am descărcat niciun driver pentru el. De-abia a apărut Windows 8, n-am treabă. Ați înțeles? Nu mai spamam. Ce dracu. Da, dacă îmi fac un alie la PC și trec pe Ryzen, pe RX 570-80, care dracu fi RX-ul ăla de vreo 10 milioane și de 8 giga sau 12 milioane cât o fi și de 8 giga placă video și pe RAM pe DDR4, atunci da, o să trebuie să mă pun pe Windows 10. Le duce. O să fac live stream-uri probabil cu jocuri noi. Ultimele fițe. Sau poate doar pe om mă pun, nici nu știu. Unele, nu toate. Adevărat. Sau au avantaje și dezavantaje. De exemplu, cum se cheamă? WW pe care l-am piratat. Dacă îl cumperi, trebuie să
îți iei de lecio, să ții toate astea. Și trebuie să te joci mult ca să-ți deblocheze caracterele pe toți wrestlerii. Pe ăla piratat, ia pe toți deblocați. Fără să strâng puncte să mi deblochez. Atât că n-am community ăla. Dar rest am toți wrestlerii. CSGO piratat. N-ai competitiv, dar ai toate skinurile. Și servere ai destule, dar n-ai mod de competitiv, atâta. Mă, n-are treabă. Așa. Nu e ca la ăla, la Chipflix TV, deși a pus Windows 98 pe i7, pe i9 sau pe ce avea, pe ce procesor avea. Eu nu m-aș pune pe 10 că mi l-am luat într-o zi, am zis, hai mă să-mi iau Windows 10, că așa n-aveam ce face. Bag Windows 10. Bun. Mă toc chioara la el. De dracu' setările de microfon. Unde dracului schimb microfonul, îi fac pustul. Voiam să pun Action Mirilis-ul, programul care filmez când mă joc ceva, nu când fac live, când filmez. Pula, nu mergea pe Windows 10. Bă, ce dracu' să-i fac, bă? Și s-a dus pe pulă. Am zis, bă, pulă. Am băgat înapoi 7 în acea zi. Și am mai și stat după aia și am și stat să-mi instalez toate driverele și alea. E mișto că Windows 10 îți dă automat niște drivere. Asta da, e mișto. Și că îți dă și Diamond Tools-ul deja instalat. Dar am văzut că îmi dă deja driverul de net. Adică eu ca să intru pe net, când instalez Windows 7-le, trebuie să, cum se cheamă, să-mi conectez telefonul la VC User Forces pe post de stick de net. Da, pe Windows 10 îmi dădea direct. Deci are unele drivere gata instalate și asta e bine. Watch Dogs 2. Păi termina cu și... Stai că iarăși e cutscene-ul făcut. Așa, bun. Stai. Nu așa? Stai că fac altfel. Așa că ăștia oricum se învârf. Și un care trag, a uite ca o ia acolo. Dai. Hai că fac și-o ceva cu pipe bomburile. Mamă, ce-a bubuit aia. Bă, bubuit asta lângă mine fără probleme. Opa! Ah, fuck it! Fuck, fuck, fuck! Ia veniți încoa. Direct Ghost Rider zici că ăsta acum a venit. Gata, ia-mi... Jim is dead. Futu-ți gura, mătii, Jim. Mi-a murit Jim. Salut, salut. Nu mai am nici ghiulele de aghiu.
because I thought he was actually an ass-kissing, double-crossing little shit. Fucking Brian, you bitch! Ăștia au fost, ăștia au fost. Era tot, îți dai seama. Ador pe fraieri, pe motoare, stăm călare. Hai să-i pune pe fraieri. Vă în gură, dă-mi loci. Assholes. You gonna kill me or what? Too bad, fucko. Haide la gym. We want boom simulator. Nu, 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 nu e boom în sens explozie. Exact cum se aude, boom. Chiar așa e. Nu boom. Un AMD prăli. Las bă că și AMD-urile sunt bune ca procesoare. Îs ieftine și sunt și bune pentru... Chiar... La cred o calitate presă super bune. Și-au murit toți acum. Shit! Auză, shit! Bă, dar ce urât vorbesc ăștia în GTA. Nesimțiți. Phone book. Message. Hai să mergem aici. La gym. Bă, piratatul este bun. Nu e, dacă știi de unde să piratezi, dacă intri pe site-uri de alea bizare, automat te umpli de virus. Dacă folosești în general uTorrent, de exemplu, The Pirate Bay, în general, tot ce este pe bază de uTorrent, mod normal, site-urile astea de crackat, de torrentat, îs... oarecum sigur, adică ăștia verifică torrentul pe care vrei să-l pui dacă are virus sau ceva. Teoretic. De exemplu, pe Pirate Bay n-am luat niciodată virus. De pe Firelist n-am luat niciodată virus. Virus și ție dacă instalezi programe din surse necunoscute, din alte chestii. Dacă intri pe site-uri bizare, dacă n-ai adblock-ul, de exemplu, țin adblock-ul mereu. Mă, tu se mai cu Nicușor de la Broila. Măi, tăie-te picioare, tăie-te coptură, mâzgă. Apă plată, bă. Vreau să mă sui pe pod? Nu. File este forță. File este foarte bun. Mai de mult nu era cel mai wow site pentru că, nu știu, aveai doar câteva chestii. Și acum la fel față de Pirate Bay pe Firelist. N-ai la fel, n-ai foarte multe chestii. Hai că mai un pic și mor acum. N-ai foarte multe chestii ca pe Pirate Bay. Dar, fiind site românesc, ai viteză de download foarte mare. Salut, salut! Mă duc la toaletă, du-te, du-te, du-te! Unele sunt făcute. Păi și eu am zis mai devreme, procesorul meu e din 2013. N-are treabă cu optimizarea pentru Windows 10. Dacă schimb configurația și mă pup pe AMD Ryzen și pe RX așa, atunci da! Am zis asta, ce nu înțelegeți? Moș Crăciun, unde ești, da? GTA VK, Vice City, Vaslui City. Salut, salut! Welcome here! On my fucking stream. Hai mă, nu pot să mă sui pe roată, văd că nu merge. Da.
Fail este românesc. Ori e românesc, ori sunt mare parte român și da, este și în limba română Failistul. Salut, salut, salut. Unde e Brian? E pe acoperiș? Unde? Cred că... Hai să mă sui aici. Am cum să mă sui, n-am cum. Păi și unde e ăsta în casă? GTA Valley City, da. E în casa asta, trebuie să intru în casa asta. În spatele casei, am înțeles. Și șotganul. Fuck! Oh, Brian! Johnny's here! I'm the queen, brother! You ripped this gay apart, assholes! I'll rip your head off! Brian, brother! It's time! Time to say good night, Brian! You're fucked! Come on, assholes! Billy's not here to protect you, Brian! Look at the Brian! Where are you, little girl? Surround him, bro! Brian! Brian! Help Brian, will you? Where are you, you anti-Semitic cocksucker? Fuck you! Opa, mă, ce mi-a dat? We were your brothers, Brian! Brian, you little bitch! Come out to play, eh? You're mine, you weasel! I always knew you were a chump, you little fuck! Degeaba când durerea când pe alții doare în pulă, toate urechile sunt surde când îmi dau drum. Ah, fuck! Să învârt camera web, de ce s-o învârt? Faină melodia, știu. Hai, replay. După ce termin jocul, am înțeles. Oricum nu știu câte misiunea de 24 parcă sau ceva de genul. Faci că mă dă și cu muniția de acolo. Brian, brother, it's time! Hai ca-i dau la joale. Baca ca nu trece glonțul si pe perete. Futu-ți gura, măi, să-ți fut. I love Codrin and Echo. No homo, please. Stai, că era vorba de un debile. Nu știu, dar mi-a rămas în cap că suntem un Codrin și... De ce crezi că lumea mă va striga cu un Codrin Junior? Aproape Junior, ăla are 150 de kg și doar 75. Jumate în el. Bă, dar e mai mare casa asta pe înăuntru decât pe din afară și nu înțeleg de ce.
directorul camerei, nu știu. Nu prea am ce să vă arăt. You're mine, you weasel! Get the flag! Come on, motherfuckers! Where are you, you anti-semitic cocksucker? You're fucked! O'Brien! Johnny's here! Good. Good. Let me just look at your face for a second! Brian! You little... Fight me! Îți cloi spun de mi-a venit ăla prin spate atunci. Billy's not here to protect you, Brian. You ripped this gang apart, assholes. Time to say Billy, put me up to it, please. I'll disappear. Johnny Hatton, Billy put me up to it. I'll get out of town. I'm sorry, please. Come on. For once, do not be a bitch. Bine că s-a blocat acum cazinul ăsta, putea mașina de cazin. Da, după cum vedeți cazinul, hai, pușcă-l! Vine nimă, l-am pușcat. Ia uite mă că pot să sar. Da, alea, că acum am observat ceva. Se vede așa, cu o margine neagră jocul, dar nu înțeleg de ce. Hai că las zulțea mai mare atunci. Așa. O las așa. Bun, hai să mut acum. Ăsta, gata. Să trăiești, să trăiesc. Jonathan, where's Brian? Da, dar stai că imaginea prea mare acum. Nu se mai vede tot ăsta. Gata, așa. Hai să vedem ce mai e prin casa asta. Aici nimic. Au tăptat țava. M-am făcut și eu cu glanțe de acá. Aici e un monitor și văd că nimic. Să vă pe la etajul aici. Nu, n-am probleme. E distrusă scara asta, văd. Aici e. Mă rog, nu e nimic. Și la ușa asta? O baie? Nu mai e. Treacu' avea în cadă asta. Veri, iată bă. N-am probleme cu astea, cu cam FPS-uri destule când mă joc. Dar aveam niște dungi aici pe ecran și de-aia. O să spargă astea? Ia și-și pus să intru. Și aici pot. Aie. Putem să merg pe aici, lol. Eu fac temele amul, bravo. Ce trecut să stea? Gang War Race. Sper că n-are treabă cu gang war-urile și race-urile alea. Au, fac parte din story sau nu sunt obligatorii? Hai să chem taxiul să mă ia. Așa. Da, 7 stele are ăsta casă. Here we are,
Mă luau pe border să satisfacționeam. Am zis o dată în Chiondec, în locul catedralei la câți bani se făceau, făceam și eu ceva mai util. Un bordel. Bă, da, popor prost mai avem. Noi murim de foame și ne facem catedrală. E ca și cum eu, care fac YouTube, primesc o donație de 1000 de euro să-mi iau PC, dar mă duc la curve de banii aia. Ceva de genul ar fi. Nu sunt obligatorii, am înțeles. Că nu-mi plac cursele în GTA. Nu mi s-au părut cele mai relevante chestii. And I guess you got to prove yourself. No pressure, man. Să trăiesc, să trăiesc. Încă te doare măseaua, nasol. This is one serious gun, amigo. This what they call a street sweeper? That's about accurate for this shit. It'll carve through any motherfuckers dumb enough to stand downwind of us. No doubt. I'm guessing Liz wants this convoy hit like a fucking freight train if this is the firepower she's dishing out. Should be interesting. Oh man. Trebuie curat voce de femeie. Asta are arbură pe el. Ăla zici că era Nico. Servus, servus și ție. Iată bă shotgun ce mi-au dat. Nu m-am părat cu două țevi, a? L-am pe ăsta. Stai, trebuie să omor pe unul sau cine zicem? Brief. Wait for van to pull up. Ok. Da, am trecut granița la Bulgaria acum. Watching my shotgun. Mă, ce mișto iarba asta. Rup tot în cale. Ăla zici că-i Trevor. Stai mă, au venit și din spate? Ce mai trag ăștia? Okay,
Hai, urcă. Lose the cops, ok. Aia e fix aici. Dacă l-am păcălit. Și mă duc drept înainte pe aici. Și la OHP, vai de capul meu. Hai, du-te, du-te, du-te. M-a prins. Am zis că poate scap. De la prima fac dreapta. Și am scăpat, stai să iau un crembu și totuși. Pune apă de izvor, nu mai schimb muzica acum. Rămași fără cărbune, se vede în lac? Nu știu ce dracu are, că mie merge bine. Că se blochează ca ținurile e cum se chem. Uite la asta mă refer, stați. Mi s-au făcut dungile alea acolo, futeam așa pe el de dungi. Asta se întâmplă când... Da, uite un dezavantaj la jocurile piratate, sunt așa în dungi. Se fac dungile alea și buguite cați la cinea 4. Poate că mai bine îl cumpăram când era la reducere. Ce trebuie acum mă pune să mă întorc? Ah, ca să intru pe pod. Hai mă, dăm drumul. Ce-a păsit serverul Chrome de CS? Nu știu. Salut, salut și ție, neața, neața și ție. Salut, salut, bine ați venit pe live acum. Or why you guys look like rejects from a bondage club. Or why you guys dress like the Republican Space Rangers. Ouch. Anyway, what I'm asking is, what's the deal with this music you put out and the branded clothing and shit? Just part of our vibe, man. Roll with it. The vibe? Yeah, man. The vibe. It's how we do it. You know, we're a complete subculture. Like you guys used to be back in about, what, 63 or something? Completely fucking lost, if you ask me. We've still got heart, man. The lost is still here. We just don't get on MeTV and scream about it. Yeah, sure you are. Whatever you say, Johnny boy. Doge 3. Ah, okay, bine. Se putea și mai rău. Oh, man. Nici nu știu câți am fost cel mai mult. Cred că se ceartă unii pe stradă acum, că s-au zis unul țipând. Da, 60 de oameni, jur să fim 60. Faci live-ul, mă fac live-ul fiecare seară. Da, 6 oameni. No, 65, 90.
de pe rampă. Uhuuu. Du-te, adică. Dar n-am avut viteză destul, așa-i? Se ceartă pentru Dragnea. Pula în gură pe Dragnea. Auto-l și pe ăsta mort aici. Ce faci, bă, urolacule? Elizabeth, asta e gajicalul ăsta sau care dracu e? Infernusul, mie mai îmi place și Banshee-ul. Îmi place cum sună Banshee. Mergem la Elizabeth, facem și misiunea asta. Here we go. Tip, please. Cine reciproc? Nimeni. Termină cu prostiile astea sau ți-e bani. Că eu n-am nevoie de ăștia cu reciproc, cu safor, sabă acolo. Uite, ți-a zis-o Wiz. Era tasul lui Dragnea. Am înțeles. Ai, și asta nu era? Nu, 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 stai, că adineori am văzut caținul și era una cu trenduri, cu codițe în coadă. Nu era aia. Și știu mă că aia pe care o futea Trevor. Bă, dau cum s-au pișat așa Rockstar pe Johnny. Intr-o dată așa. Puf! Are DLC-ul său propriu acolo. Nici o treabă. Direct. Cum îl deblochez pe Trevor? O și fute pe gagică sa, îl și omoară pe ăsta. Îți dai seama, săracul, cât o să-l bântuie pe Trevor acum? Hai să plecăm de aici, că nu m-am oprit eu bine. Plus și măsa. Ce apare, măsa lui Johnny sau ce? Că nu înțeleg. Știu că apare măsa lui Trevor în GTA 5 la final, dacă ales să ții în viață, când faci finalul ăla, îi salvezi pe toți trei. Salut, salut Borcan cu Zacuscă. Este ăla, Pusha din Cars, sau cum îl cheamă. Mai fain este GTA San Andreas. Mă, la capitolul hartă cel mai mult îmi place 4, pentru că este New York, New York e oraș șmecher, chiar că e așa cu atmosferă mai tristă. În sine, povestea în GTA 5 este mai tristă. Și mai serioasă așa.
Dar să-mi bat picioarele. Deci cum, cam cum arată așa texturi... Texturile, nu e mare diferență între cum e aici și cum e pe GTA 5. Mi se pare că pe GTA 5 nu ai așa colțuri. Vezi cum au marcajele astea pe șosea, nu sunt așa cu colțuri. Dar îmi place că aici graficile sunt mai mate, culorile jocului în sine sunt mai mate, așa. La GTA 5 e mai cartuni și așa, zici că e o leacă așa mai spre desen animat. Dar la optimizare, da, GTA 5 e mult mai bun. Și la capitolul plăcerea de a-l juca, adică te distrezi acolo pe el, mai ales pe modul online dacă ai prieteni, ca să nu se pune asta. Aici ce faci? Bine a devenit tovarăș, nu știu dacă te-ai abonat. Vezi că trebuie să ai abonamentele publice, să ți le vadă toată lumea dacă vrei să îți apară acolo că te-ai abonat. La strada. Bun asta. Ce-o bubuit ăsta așa? Ia, nu mai bubuie. Așa. Am pușca și pilotul. Au, cum a căzut acolo helicopterul, dar n-a bubuit, era mișto să... Ai, că a bubuit și ăla. Le cheamă Ovidiu Ciceu? Ce trebuie cu Ciceu? Vidiu Ciceu, cine dracu e la Ciceu? Hai să plecăm de aici. Neața, neața Science. Armele din Go a apărut în GTA 4, din ce se godă. Parcă aș fi pe Need for Speed, a, că a început și ploaia. Haide,
Poate dacă ploaia s-ar opri. Și mai vin polițiști din față, de ce nu? Hai să fugim acum. Vamano, Johnny! Dacă mai bușesc o alea, că ia foc. Am dat fail. Casinul la blană o carte se buguiască. Da, fac grătărele în mașină. A rămas în aer elicopterul ăla. N-am PlayStation. Dacă aveam PlayStation, jucam în exclusivități. Dar așa ce dreapă să joc. Hai da, Clover, Clover, Clover. Dați-i timeout, care face spam? Neața, neața, Darius. Salut, salut, care vă spamează pe aici? O
A, mă, că n-a spamat nimeni. Dacă abuzează mult de vorbit orice a dat. Let's go, Johnny. FIFA cu abonații. Nu prea-mi place FIFA-ul. Hai, veniți toți aici. Dă-mi burnout cu taxiul. Haide! Haide! Fuge Imogenul. Haide! Online, pe offline. Hai să mă bag pe sub avion pe ei să nu mă prindă. GTA 5 cu abonații? Păi da, eu mai joc GTA online cu voi. Nu fiecare zi. Am jucat acum câteva zile, nu știu dacă am salvat live-ul ăla. Nu, nu, Pingu nu face spam, e băiat bun. E băiat de treabă, stă în curs și face numai... GTA 5 roleplay? Nu, no, GTA online. Ăla îmi place mie. Hai să scăpăm acum. Dacă-i dau tare înainte. Cred că scap acum. Nu mai mi-apare. Stai că îmi dau seama cum fac. Stânga pe aici. Unde sta el puto airbag? Dacă m-au văzut băgamia și... Hai că mă duc pe aici. Metele! Let's go, Johnny! Asi se iase! Fuck! Puterea la e nașpa. E gen stamp și mie nu prea-mi place stamp-ul. Ideea, hai să vă zic de ce nu faci sample. Ideea asta că trebuie să faci, că doar dacă stai cu orele faci puncte să crești în level. Atât. Altfel nu poți crește. Mi se pare aiurea, pentru că... Îl lași, stai acolo toată ziua, îți pierzi o zi și gata, te-ai vânt cu level mare. Ești la roleplay, că am văzut că și cum serverele astea românești. Ai bașii românești, că ai ambulanțe astea ca la noi, ca la români. Atât mi se pare interesant. În rest... Mamă, ce misiune a fost asta. Liz House, comprende? You, Marta, you first time in Liberty City? Liberty City, swingers, baseball, la estatua de felicidad, las mujeres feas, los políticos lascivos, la delincuencia armada, la ciudad más ensimismada del mundo. Sí, Liberty City. Liberty City, very good. Au descoperit NASA, planetă nouă. Iar au descoperit planetă. Au reușit să facă poză la, cu dracu-i se zice, la gaura aia neagră. Au reușit să descoperă o planetă, dar din păcate nu există un nostru solar. Hai văd că e o leacă buguită acolo, vedeți? Intră roata aia prin tablă. ¿Tiene idea de cuántos condones llenos de perico hay en mi intestino delgado? Măcar atât. Espero que nada se haya roto. No speaky Spanish, Marta. I'm sorry. Da, tot GTA Online mi se pare cel mai tare. Că faci misiunea exact ca pe story, numai că poți să-l faci cu prietenii și asta mi se pare genial. Mai departe de soare?
peste mea că nu înțeleg. Deci, aia roșie ca soarele, dar e puțin mai departe de soare. Deci e tot în sistem la... în sistemul nostru solar? Sau cum? Cum fac banii pe GTA Online? Cu talent. Bă, ăsta nu-i tare cu legătura la, la Big Smoke, că seamănă o leacă cu el. Câți mai suntem pe live? Nu v-ați plictisit? Ia stai să vă știu la statusul câte misiuni mai până termin. 47% crime, vehicule, misiuni. 15, câte are jocul? O, oh, bine ai venit, Scrig! Slash barbă? Da, de ce nu? Succes, Flav, mersi, Zed. Aqui? Bueno, gracias, Johnny. Nos vemos pronto. Salut, parazitule! Mortal Kombat. Să apară, să mi-l piratez și gata. Mă, nu prea merge să nu mai apar misiuni. De ce nu mai apar misiuni? Gata, uite. De-a misiunile Elizabeth. Știu că e mai mișto X-ul. Mi se... deci Mortal Kombat 10-le mi se pare că are caracterele par mult mai dure față de... cum se cheamă? Față de 11. Am dat și mie gloanțe, pula. Sunt crezi de gloanțe. Stai, ce să fac? Ah, ok, pilota conduce asta, mi-e un pic bine atunci. Am tras n-al meu. Practic toți buteliile astea pe stradă. Bă, da, gloanțe infinite? Mie-mi convine. Am murit. Bau. Bauchica, bau, wow. Bine ai venit pe live. Mortal Kombat nu costă mult și te joci și multiplayer cu abonații.
Păi și cât e Mortal Kombat multiplu ăsta X-ul față de 11? Păi 11 oricum îl piratez, nu-i problemă. Mă mai gândesc, n-am mai jucat un Mortal Kombat de când eram prunc. Dar puțin am jucat, câteva zile. Sleeping Dogs n-am jucat. După ce termin GTA-urile, astea 4, toate GTA 4-urile, o să joc Sleeping Dogs-ul probabil. Pentru că mulți mi-a cerut Sleeping Dogs. Și cum termin GTA 4, mai am de făcut Ballad of Gay Tony. După ăsta, după ăsta și gata, ne apucăm de Sleeping Dogs. Hai, ia foc, arzătear focul. Nimeri pilotul. Hai că l-am nimerit așa. Mamă, nu mor. Poate ar dracu. Ce mai face asistenta mea? Ca să nu știți sau nu știți care asistenta mea. Dacă stați pe serverul Discord, știți care e treaba. Ca în grad de asistenta. Și nu e gen ca alea de la Capatos. Să apară în direct să-și dea chiloții jos. Să rămână în fustă, nu! Așa, ăsta-i spiritul! Trebuia să-mi fi cumpărat armură, totuși. Îți lua HP. Iar am murit. Am jucat San Andreas-ul. Bă, cred că fac o pauză, mă duc, îmi cumpăr armor, după aia fac misiunea asta. Îi dau replay-ul. E vreun taxi pe aici? Da, e aproape gun shop-ul. Pula, nu e aproape. Bă, încercaș. O, termin eu. What up, kid? Bă, e mai greu ăsta față de GTA 4 normal, e mult mai greu. Far Cry 5, am câteva episoade în Far Cry 5, nu mi s-a părut cel mai wow Far Cry, a fost oarecum bun, dar nu prea povestea m-a dezamăgit. Re și ție. Asta. Așa. Sper că nu mi-a luat din HP. Nu mi-a luat bun.
How are we gonna get out of this one? Take out them showroom windows, fam! Da, da, prin geamuri. Aute, bă. Fură mașini, nu fură mașini. Fuck, sparge geamul. Păi și-a luat cum mai bine. A, că a venit el. Hai da, mori! Mâncate-ar... ciuma! Hai da, keep rolling, bro. E bine să vrei, spune că e bine să vrei. Uite-l! Am scăpat. Nu prea înțeleg ce e cu DDR-ul. DDR-ul e gen tehnologia folosită. Că un RAM cu DDR... Că zi, DDR-ul nu are RAM-ul cu frecvență de 800 până la nu știu cât. DDR-3 e 1333 până la... 1866 sau 2100 maxim. DDR4 îți oferă RAM cu frecvență de la 2400 până la mama dracului. Ai înțeles? Imogen, bă, e mișto ce povestește. Nu știu dacă mai pune de la el. Adică dacă mai zice și el mai umfle un pic poveștile alea. Bă, e posibil să fie mare parte dintre ele pe bune. Adică na. Deci am văzut, dar sunt niște chestii care se pot întâmpla. Da, poate le, dar cred că le cam umflă un pic. Nu știu, prea le umflă. Adică, frate, ziceam dacă a făcut sex 12 ore. Las-o încolo de treabă, e imposibil așa ceva. Faci tu o oră, două, iei tu pastile să te țină mai mult, dar cât să te țină, frate? Neața, neața, salut, salut și ție! Nu acolo voiam să merg. Păi ia-ți de drept. Ia, avem și un ăsta nou la care poți fac misiuni. Ia să merg până la ammunition să-mi iau și o glanță. Viețucă, poate găsesc un ăsta cu cod și pe stradă, cine știe. Un restaurant chinezesc și ceva prin față, să iau de haleală astea, să-i revin HP-ul. OB, bă, eu nu sunt OB-ul, m-ai auzit? Înțeleg că oricărui bărbat te place să intri în anumite locuri strâmte, dar nu să fie și plin de sânge. Mă, dar nici nu cu cod dă-și pe aici, frate. Da, ți-afectează inima.
E clar, a luat suplimente de alea de drept. Da. Probabil. N-am bani. Băgam iași. Mi-a stricat banii, pag eu. Măcar mi-a luat arbura. Gion? G-E-O-N? Nu știu pe ăla. Hai că-l pun să mâncă până la un Burger King, ceva de genul, să-i dau să mănânce, că mi se duce drag tot HP-ul. Nu internet, cafe, ce dracu' ăsta? Arm wrestling, nu? Weapons... Dai că-mi dau atunci waypoint. Îmi dau aici pe Madison Square Garden, că-s toate restaurantele alea pe aici. Ce faci, frate? Oh, salut, Mr. Robert Marian. Ce zici, ce să fac, mă? Uite, mă joc și niște GTA 4 cu motocicliști. Hai, pe unde e un restaurant? Uite, prin partea aia trebuie să fie. S-o prin spate. Uite acolo, Burger Shot-ul. Actualul Burger King. Bă, dar nu prea am bani pe GTA ăsta, văd. Bă, la normal am bani, că lău, beau arme câte vreau. Un armament întreg, dar aici nu prea. Mă mâncă în cursă, cumpăra gheul ăla. Mai bine cumpăra munțe de acă. Mergi că mi citești comentariile, cu plăcere. Da, mă, poți să pui Windows 10 pe 4 GB RAM, dar nu știu dacă e recomandat. Bă, dau râma e la față asta, dar seamănă un pic cu Trevor. Mai am 99 de dolari, mă, câți bani pot să am. Pac! Spargem geamul. Da-i, uite, Infernusul. Sau ce dracu' fi asta. Turismo? Mere. Ai noroc, ai noroc, White. Când mai joc GTA online, n-o știu. Bă, nu știu că aici văd că sunt trupiți de metal, nu de... Da, e stupid că-l dilește Trevor atât de repede. Ce părere despre Ovidiu 666? Un rocker nespalat, ce părere să am despre el? Paradis, ai... Roberto pe felia, ci am terminat și că scade TVA-ul, am pățit, m-am pușat. Căca mașinile de videocet. Ce-ai făcut, mă, Mitrule? La 301. Și da, practic da. Dar nu știi cum faci? De revelion să faci. La trecere între ani să zici că ai făcut-o 2 ani. Atunci trebuie să faci așa. Salut, salut The Gamer Max. Come on, brothers for life, lost forever.
S-au mai dus 2 zile în viața mea. Păi ce-ai făcut, pe Vitrule? Ai umplat cu videocintiște? Ce dracului ai făcut? Ce-am ratat? Cam tot joc. Că îl termin azi. Dar oricum, e greu jocul ăsta, e mai greu ca GTA 4. Cel puțin pentru mine s-au părut mai grele unele misiuni. Sau fi chestia că pe unele le-am mai făcut în trecut pe canal, de pe GTA 4 Classic și de-aia. Salut, sau ce e Gucci Original? Original. Hai să ne pușcăm. Hai să nu fi Tony ăla. Nu pot să trag cu shotgun-ul, bă, că nu. Dacă i-am dat la roți. Gata, am murit ăsta. Iau bubuși cauciucurile. Așa. Aude și tu cum sare sângele. Nu mai am nici blanțe, vai de capul meu. Dacă nu mai am nici gloanțe în pistol, vai de capul meu. Dacă le iau pe motor. Și... așa. Așa se face, dai pe el peste motor. Cu motor, că nu mai are, că nu mai ai gloanțe. Hai să bag diamantele în saci de gunoi. Ce înălțime ai? 1.80. Five Nights at Freddy's, nu prea-mi place Five Nights at Freddy's, mi se pare doar un point and click, atât. Câteva mici excepții, ajustări pe acolo, dar este un point and click și mie nu-mi plac point and click-urile. Da, o să joc și Baldur's Gate după ce termin Lost and Damned. Are bodyguard Tony, ok. Lose the cups, ok. Câte kilograme ai în sulă? Numai în sulă am vreo 15 kg. Dai seama, și mi-a zis doctorul că mi-am avut o problemă cu umărul, nu merg de greutăți, dar na, uneori mai fac și o excepție. Cum te cheamă? Oare cum ar trebui să mă cheme? De ce parcă acum numai live-uri faci? Pentru că să fac episoade de gaming nu prea se mai uită lumea, mă înțelegi? Așa știi cum e, mai fac un stream, mai apar acolo la secțiune de live-uri, mai vine un om. Că pe gaming cam așa mai merg, să faci stream-uri, că așa episoade nu prea. Poți să întrebi orice de ăsta care face gaming, să-l întrebi, bă, ce e mai mișto? Să faci episoade sau stream?
Ce o să-ți răspundă la întrebare? Câți bani mai avea și eu? Attack on Titan, nu mă uit la animeuri. $99. Ce dracu să-mi cumpăr? O să-mi iau și un încărcător de ăsta măcar. N-am bani. Aoleu, ce n-aș pare să n-ai bani. Ce o să fac la 100.000 de abonați? Nu știu. Mai am până-i fac oricum. Să încerc să omor oameni pe stradă, să le iau bani și să fac bani. Salut! Salut! Salut și ție, Shazam! Mai am un subscriber care tot așa vorbește, că se face salut! Hello. Cred că ne-am o lipsit de la Codrin cum vorbea el. Nu bune ziua, mi-e bune să Codrin. Cum face el așa. Bine ai devenit tovarăș server de Minecraft. E un nume prea mare, nu stau să-ți citesc acum. O poveste retardată. Ce să-ți povestesc? Cum am căzut din corcoduș când era mic sau ce? Da, nu aici trebuia să mă opresc. Era pe partea cealaltă. Păi eu mă gândesc ce grafică au reușit să facă ăștia de la Rockstar pe PS4 în Red Dead Redemption 2 cu componente din 2012. Dai seama ce vor face pe PS5? Detalează și ultimul fir de nisip. Da, corect. Da, deci când GTA 5 merge și pe PlayStation 3, care PlayStation 3 nu este cea mai putere, care nu are aceeași putere ca și PlayStation 4. E serverul comunității, am înțeles. Mai joacă lumea România Minecraft, că am văzut că de vreo 2 ani a început să scadă Minecraft în România. Dar să-mi bat picioarele. De fiecare dată când mă văitam de ceva, fie pe YouTube, fie în legătură cu WW, de exemplu, eu ziceam prin 2017-2018, uite, băi, bagă pe Roman Reigns în main event de ani de zi, nu mai lasă și pe alții main event. Acum au băgat în main event la WrestleMania muieri. Pe YouTube ziceam, iau tăpă, toată lumea numai Minecraft. Acum, Fortnite. Aoleu, deci tot o ia din ce în ce mai rău. Mai bine zic că vreau să văd Fortnite și atunci o să dispară Fortnite. GTA 5 pe telefon. Bine, îți dai seama, dispozitivele astea mobile au devenit chiar ridicol de performante. A scăzut Minecraft din cauza Fortnite-ului. Treaba e că Minecraft chiar e un joc bun. Înveți să craftezi, să construiești și faci mai multe. Dar pe Fortnite e o ciorbă de potroace. E cu de toate acolo.
ce combinație Battle Royale cu construit, cu... E... Na. Nu știu, e un joc chiar stupid după mine. Dar lumea îl joacă că nu se lasă. Le place lor să danseze acolo. Și puii mei, e third person și are un sistem de shooting extrem de prost. E gloanțele alea se prăbușesc ca în pulea rău de tot. Cum e bullet drop-ul ăla, e un jec bullet drop-ul ăla. Zici că tragi cu pistoale de pe vremea lui Adila 1. Adică cu praște, așa cad gloanțele. Aia VP-ul vrei să nu puși pe unul la 200 de depărtare, nu poți, că cade glonțul. GTA 5 sau GTA 4? Amândouă au farme cu său. Ce a început să strici optimizarea la Fortnite? Oricum, deci... Bă, bravo lor, au făcut bani. Este oarecum un joc complex, dar dacă stau să analizez fiecare parte, cel puțin pe partea de shooting, este o mizerie ca și shooter. Deci pe partea de tras este un gunoi de joc. Mai sunt jocuri third person în care tragi, dar sistemul de tragere e oribil. Gloanțele cad. E ca dracu. O, salutul Iuli, ce faci, mă? TF2 și Skittles, da. Mă, și TF2 este un joc animat, dar totuși, acolo o sistem... Chiar dacă și ăla este copilăresc, oarecum, și ai taunturi și astea. Bă, nu e chiar așa stupid, adică nu e chiar așa cringe. Și pe partea de shooting, o duce mai bine TF2-ul. Adică, sniperul e sniper, se duce glonțul drept, chiar dacă cărțile sunt nu-s la fel de mari. Totuși, glonțul se duce drept, cum e glonțul, pe bune. Și acum trebuie, știu că în realitate depinde că bate vântul. Mai sunt chestii care pot să deraieze glonțul. Dar na, nu bate vântul pe TF2 acolo. Vezi să bate vântul pe TF2, n-am văzut. Și glonțul se duce cum trebuie. Mai ales că nu suntem în al doilea război mondial când trage cu o armă și se ducea 100 de metri și după aia gata. Cădea glonțul, nu mai prindea viteză. Se prăbușea. Nu, suntem în secolul 21 cu armele, cu arme actuale care alea boară glonțul ăla kilometri în șir. Adică frate, ca idee cum este AK-ul. Acum câțiva ani, undeva lângă București, e un Carrefour, mai spre ieșire în București. Și lângă, prin zona aia, la vreo 3 km și ceva, e un poligon de tragere. Și a tras unul cu AK-ul, nu știu când dracu a tras ăla, de a tras aiurea. Că știți că sunt niște pereți de beton, niște bucăți de beton puse vertical, niște plăci de beton ca să nu zboare glonțul în stradă. Și cum a zburat glonțul ăla de AK, a zburat 3 km, s-a dus și a intrat prin portbagajul unei mașini, s-a găsit ăla cu gaură în mașină și cu glonțul acolo. Și AK nu e sniper, chiar că are calibru mare. Și cu un sniper pe Fortnite cade glonțul, efectiv. N-am nicăre grafică animată, sunt și alte jocuri faine, TF2, Overwatch. Dar primul e ciudat că n-are first person. În al doilea rând, armele alea n-au nicio legătură cu realitatea. În primul rând, rifle-urile, assault rifle-urile. Zici că tragi cu pistol de jucărie, de... Știți cum sunt pistoalele cu bile? Faci așa, pac, reîncarci, pac, reîncarci. Așa zboară gloanții în rifle-uri. Când colo, frate, gloanții într-un assault rifle, știi cum se duc? În câteva secunde se golește încărcătorul. Uite, și pe CS. 5 secunde cât durează să tragi cu un întreg încărcător. Nici atât.
Pe unde e român? Okay. Now all we got to do is wait for this guy to come out of there. I'm hoping he ain't too good at poker. Hell, if we're here because of his debts, he can't exactly be the buffet car. Ce ziceai cum vine român la început, dar nu cred. Ce dracu-i român? That's got to be him. Come on. Și venim pe român, ok. Ți-ai pierdut coltul, nasol. You're one in the bow hand, fatty. Got the same fucking accent. Ala, legal la gura, înțeles. Mă, înțeleg că e joc, întrebă și nu trebuie să aibă, să fie extrem de realistic. Dar cum e când vin oamenii și zic, de ce mai tare joc, uite și tu cum e, cel mai tare joc. Și altfel și ce mai tare. Pentru că are aia, uite și ce mișto se trage, pe ce chiar așa se trage în realitate sau cum. Tot ridică unii slep că e cel mai tare joc, dar totul i-am pulea făcut. Nu știu, eu joc în foarte multe shootere, îți dai seama că zic distar că sistemul de trage într-un joc este bun sau e de căcat. Că-mi permit la câte shootere am jucat. De la Counter-Strike la Call of Duty, Battlefield și toate astea. Îmi permit să zic. Și pot spune că partea de shooting este o mizerie. Și nu mă refer că pe lângă faptul că nu este realistic sistemul de tragere. E de căcat, frate. Ținta este aiurea. Gloanțele zboară aiurea. Deci nu bat apropo doar că nu este realistic. Este și mizerabil sistemul de tragere. For future reference, Malk, it might be worth locking your hostages into a car. I got a leash on them now. Don't worry about a thing. You pull a stunt like that again and it's over for you, bacon ass. Yeah, this bike dude is twisted as all hell, man. Puțină logică, un sistem diferit de tragere. Ai, are comunitatea aia, n-ai ce să-i faci. Într-adevăr, are mult din cauza comunității în sine. Gândește că a ajuns până și un actor porno să-l joace. Am făcut și Johnny videoclip cu Fortnite. Bine, până am și Johnny este un om care doar se filma când făcea sex, atâta, doar că n-a. Este el foarte popular. Dar totuși, Fortnite nu e singurul joc pe care l-a jucat lumea. Gândiți-vă la jocurile astea vechi. Counter-Strike, Half-Life, CSGO, general Counter-urile, sau FIFA, Rocket League, WWE pe console. Cu alea nu le-au jucat o grămadă de oameni. Dar na, a fost și foarte mediatizat, că au băgat mulți bani în imagine Fortnite și de-aia. Somebody looking for a fat slob? Doi, dacă ar fi să mă nasc încă o dată, n-aș ieși deloc. Dar bani nu-mi dă și mie. Măcar am gloanțe pe ăsta. Asta e bâtă din metal? Mai am și niște bani așa. Stay down.
Salut, salut, Luca 28. Nu m-a văzut. M-a văzut acum. Cea mai bună grafică, nu știu ce să zic, că sunt foarte multe jocuri cu grafică foarte bună. În primul rând, eu nu mi se par jocurile astea gen Half-Life 2 pentru 2004 pe la grafică. Far Cry 1, la fel. De fapt, în general, cam toate Far Cry-urile au grafică bună. Dar Far Cry mi s-a părut foarte bună grafică pentru una care a apărut. Dar așa, din jocurile, mai nu știu ce să zic. Cred că Far Cry 5. Ăla are grafică foarte bună, New Dawn n-am jucat, dar Far Cry 5 mi-a plăcut, arată foarte bine. Ce mai arată așa bine la grafică? Dar să fie grafică, grafică e și nu animație. Cred că Far Cry 5 ar avea cea mai bună grafică. Da, Far Cry 5. Ce experiență ai avut, Odi, ia zi? Eu m-am abonat când aveai un K, am înțeles. Și când aveam un K de abonat, ia zi? Toate jocurile pe Steam gratis, bun așa. Bine ai devenit tovarăș Mega Gabi. Sau Amigay Gabi, ok. Ia asta e Emperor, cam singura dată când m-am jucat Samp știu că Emperor aveam. Nu e Emperor ăsta. Dar aveam Emperor. Și vedeam destul de des mașină de aia pe stradă, Esprero sau cum dracu se zice. Rockstar Games face și alte jocuri. Da, Red Dead Redemption, și ăla arată bine. Așa, dacă e să fac comparație de engine-uri de-astea mișto, și Unreal e mișto, și Unity e mișto ca și engine, dar Source mi se pare cel mai bun engine. Sincer. Este un engine extrem de vechi, dar cu o grafică foarte bună. La capitolul vechime și cât de bine o duce. Aproape de pădure. Și m-am dus cu bilica prin pădurea aia. Așa. Să vin cu Loganul la mine. E, nu cred că o să fac prea curând fan meeting-uri, chiar că o să au carnetul.
printre ei, ce dracu ai făcut? Și de puii mei, cred că jos trebuia să merg, nu? De puii mei. Da, eu nu știu să creez jocuri. Cred că probabil tot jos trebuia să merg. Ai noroc și ție, Pedro. Abia acum a trimis mail-ul notificarea pe dis, îmi bă picioarele. Am înțeles. Și așa, tu ai probabil scăpat de ei. Ah, poți să-mi dea asta weapon-uri. Și tu așa. Gata, te-au pierdut. Mi-au dat glanțe de pistol, hai că mi-au dat. Măcar atât, că de SMG nu prea mai am. Și asta e ce a făcut Nico. Deci ca idee ce face Nico și am putut să fac eu. Nici n-am mai avut ce să mai omor. Sper să nu scapești. Este prin păști. Unde au ajuns? Prin marginea orașului. Stai că eu pe aici. Câți bani ai în portofel cât să-mi dai? Câți bani am 5 lei și de dat minus 5 lei. Ce dracu? Claudiu Leabe, ce dracu e atâta la? Își face reclamă sau mai dat un video de reacție?
Dar cred că e video de reclamă. Arde tu, Claudiu, dacă mai știi. Bun, așa, arde-l, Claudiule. Îți dai seama, dacă au răbas în pădure și i-au mâncat lupii. Cum ar fi fost? Ce rablă are ăsta. Ai vezi cum vorbești? Once you start a job, you better finish it. Out. I'm not letting you tell Ray I've got this money. Ți-am pus să lasă curcăduș. Trebuie să mă sui acum, ce dracu. A desenat în Microsoft Excel? What the fuck? Am auzit de el. Că desenează, dar... A desenat în Excel? What the fuck? Ceva din mare. Ia auzi, mă. Om talentat. Nu ca mine. Da, micu Nihai. Parcă mai era trecut nu știu unde. Bă, când ai zis balanță, eu am citit baladă și ne-am baladă contabilă. What the fuck? Ai, a mâncat ceva. Ursul, lupul, trebuia să-i mănânce ceva. Au furat țiganii, zici că au răpit țiganii. Îți dai seama cât or fi blestemat ăștia? Uite, mă, ce tragă ea în mine. I-am spart-o a ta până la urmă, fraierului.
că vânt am prea ce mată, încerca să dea succesul. Acerța sărate, au cuvintele la ei ca mintea acasă. Ce pot să facă mulți auzi, prostie pasă. Critici inteligenți de parcă ne-ar păsa, toți ne naștem proști, bă. Brother John, calculating. Ce să mai zic, rămân fixat pe trip. Și dacă ai fițe de oraș, vezi că am fițe de trip. Nu mai îmi bat capul, că nu mă complic. Ce faci tu acolo? Hai, du-mă la gym. Unu blond și trei bruneți. E clar. Lasă, a venit noaptea și nu i-am mai văzut nimeni de atunci. Dacă mă înțelegi. Tu ne bași, ăsta e mexican? Da, pentru că n-am bani mai și cumpăr taxiul. Mai merg cu taxiul. Era la drag de cărțiul că-s buguite. Hai că mi-au venit banii acum. Dar stai să văd ceva. Augustin și Brian. Care a Jim? Aia e pula. Dar, dar erau cam negri. Nu-i mai găsește nimeni atunci. I'm busy being abused by the wife. Etena. Hai mă, pe unde un ammunition sau ceva. Să fac rost un taxi să mă urc aici. După la ammunition taxi e trist un pic. Salut tovarșe, sau și ție. Where you wanna go? După Filis l-am luat. Scuze că am fost neagă, m-am uitat la Inazuma Eleven. Ce trecuie? Și am 10.000 de dolari. Nu, 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 nu. Iau gloanță, se merge că nu mai am. Să am aici gloanță, se merge eu. Așa. O armură. N-am destui bani să-mi iau ghiulea, hai să plecăm. Bun, măcar m-am luat acum. Anime plus fotbal plus 2007. Am înțeles. Îneam că partea aia cu Eleven trebuie să fie ceva de anime. Să-l prind pe ăsta? Go and meet Ashley. Hey buddy. Am o pupilă dilatată că cealaltă s-a dus. Fumul cade pe podea. Be there in no time. Dăpă din afară cu iuie cu surplus. Nu-mi dau seama ăla. Hot damn baby girl. Your friend Ray ain't so friendly. Johnny K, you're all right. I'm sorry, sweets. I think Ray took some guys out. Come on, you Guido pussies! I'm busy, I'm busy. Da, dar parcă avea maxim de gloanțe pe asta. Hey,
bitches! The Lost MC know more about family than you Italian cocksuckers! Nu e nou, e spala pervoro, da. Lucifer. Bine, Lucifer. Să vină Lucifer în dimensiunea asta, să consume moarte și sânge uman, cum făcea de bună. Băi, eu acum pot să fac ala, că am și... am geacă din aia, am plată, hai că merge, dacă să mai crească părul, că l-a avea părul lung până la... cură l-avea, de mulul ăla. Arde gen omul, simte puterea la minus 360 de grade. Demon Genesis. Dragonul de foc. Cu puterea, ia-mă în infern. Nu mai știți mă pula cu Demon Genesis? Pe nebunul ăla. Bă, s-a părut foarte mișto. Nu știți mă pula cu Demon Genesis? Nu știți pula cu Demon Genesis? Caută, arde gen omul sau Demon Genesis. Ceva de genul era. Mă duc după Bradei. Citește ce scrie în stânga jos. Măi, Kenzure. Știu mă, așa. Ta-da-dam, ce ta-da-dam? Să mai stai. Este super live, mă urcă spate. Salut, salut și Mihai. Oricum stau până timp nici eu. Puterea minus 360 de grade. Ăla mă, ăla, stați, vi-l arăt acum și mi-a să-l pună pe PC. Hai să intru pe YouTube să vi-l arăt. Până atunci mai dau și mie și o misiune. Ce dracu-s oamenii omuleții ăștia pe care mi-i arată? Mail. Nu mă, nu-s gay. Mail, ce dracu să stai? I'm not in the mood to do any killing for the supposed elite today. You're gonna have to get your own hands dirty, Stubbs. Demon Genesis, e genial ăsta. Demon Genesis partea a doua. Partea a doua. Dar nu e același. Parcă nu e același. Bine, și calitatea video mai nașa. Demon Genesis. Ia uite. Fuuu. Bă, cât mă prosteam cu un coleg la școală pe chestia asta. Mă, mi s-a părut genial ăsta. Un meme foarte mișto, am uitat să pun clipul ăla cu cele mai tari meme-uri românești. Grade. Ce mai când joci prea mult met din doi. Eu cred că râd de la așa ceva. Da, mie îmi plac mimurile bazate pe wrestling, rocăreală și pe ruznaci, se pare. Se pare, dă cu atomizorul. Atât de puțin oameni pe live. Se mai întâmplă. Am avut mai devreme mai mulți, dar au mai ieșit.
N-am tot timpul oameni mulți pe live. L-am niște cum e, e ca... ca perioada în care vine la femei ciclul, o dată pe lună. În cazul meu, eu să am oameni mulți pe live o dată pe an. Cam așa e treaba. 1 2 3 și bazuca. Muie Metin 2. Băi, eu n-am nimic cu Metino. Hai, weapon-ul free. Și am stat să mi le cumpăr. Mamă, ce e aici? Ah, 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 ah. Eu vreau așa. M4. Armurică. D-astea. Sniper. Și ce trebuie să mai iau? Nu, pipe bomb. Hai că iau pipe bomb-uri. Gata. Mamă, câte arme avem aici. Nu mi-am luat gloanțe, e pistol. Da, le drept. Ma, dar devastăm pușcăria asta, hai că e mișto. Hai da, Lost MC for life. De asta că și eu sunt împit, am sniperul ăsta, îl pot folosi? Care ți apără virginitatea, da. Tot ține securizate. Păcat că nu mi-a dat pe 90, să înțeleg că pe 90 îmi bala două ghetonii. Bă, în următorul DLC este pe 90 sau în care, că nu știu. Sau nu e pe 90 în... în GTA 4. Recomand Sleeping Dogs? Joacă-l! Pe cu baza pe bătăi. Și știu că vă place să vă luați la bătaie nebunilor. Și eu mor pe ai mei, așa-i? Bun, noi am demagit. Bă, da, mișto e shotgun-ul ăsta. E sus, a? Ovidule, da, Dixane. Ballad of Gay Tony. Am înțeles. Deci se pare că acum arma de gay nu este autolubu, e pe 90 că la apare într-un joc care conține titlul gay nume. Terry,
Bă, dar ce-mi place sistemul ăsta de tragere în GTA 4. Zici tu că asta e ultima misiune? Deci de asta nu prea-mi dădea bani să-mi cumpăr arme. Hai, cazi de acolo. De ce nu mi-ai acceptat botul pe Discord? Ce bot? Nu, eu nu mai bag boss pe Discord, că am destui. Dar muri cam cu acolo. Am rămas unul în viață. Stai că pe ăsta vreau să-l termin în stil mare. Ok. Hai să plecăm de aici. Ți-ai trat un puradel în curte. LOL. Come on, motherfuckers! Ia se bat acolo cu jucăria și cu... ea de la securitate, e bun așa. Hai da, keep rolling, roll. Stai că ia pe aici, nu-i bine. Hai, terminat un speedrun. Aproape 100 de like-uri. Aproape. Ce, a fost speedrun cum am terminat finalul ăsta? De fapt, da, ideea era să-i omori. Nu știu dacă era neapărat să mori pe aia, dar să-l omori pe pușcăria și-o ăla. Terry, Clay. Thanks for rolling with me. This gang is fucked all to hell right now, but I'll love you brothers until I die. Man, I missed you. He was one princely son of a bitch. Best thing this gang ever had. Și ăsta a fost și GTA Lost and Damned. Stai că... eu nu las caținurile pe ăsta, că oricum sunt buguite și știu că pe de 10 ori apare pornoșag. Și nu vreau să am așa ceva. Gata. Rockstar Nord. Am terminat. Și de 10-ul ăsta care s-a buguit iarăși. Vă mulțumesc tuturor celor care au stat pe live alături de mine. Ăsta a fost și live stream-ul nostru. 2 ore jumate, cu încă vreo 2 ore pe acolo, 4 ore jumate să termin de LC-ul ăsta. Weekendul viitor vom juca Ballad of Gay Tony. No, mâine joc. Hai că... ieși mă din... așa. Mai am vreun cutscene ceva? Sper să n-am. Mă... cam atât, ne vom auzi data viitoare. Ciao, les.